În data de 4 septembrie, în jurul prânzului, la Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea au fost primite două apeluri de urgență care anunțau accidentarea a două femei în vârstă de 60, respectiv 61 de ani, care se aflau pe trasee montane în localitatea Olănești. Două apeluri SMU-112, la distanță de 30 de minute, au mobilizat jandarmii din Olănești, lucrătorii din cadrul Serviciului Salvamont și al ambulanței, să intervină și să acorde ajutor unor doamne sexagenare. Primul strigă de ajutor a sosit vineri după amiază, în jurul orelor 12:50, când o femeie în vârstă de 61 de ani, aflată pe traseul turistic Piatra Scrisă, a alunecat și s-a accidentat la un picior, urmând ca, în jurul orelor 13:20, să primim cel de-al doilea strigă de ajutor de la o femeie în vârstă de 60 de ani, aflată pe traseul turistic din zona Pătrunța, care s-a accidentat în același mod. Deși distanța între cele două locații este de aproximativ 30 de kilometri, jandarmii, salvamontiștii și asistenții medicali au acționat cu rapiditate, cele două femei fiind găsite în timp util pentru acordarea primului ajutor. Doamna care se afla pe traseul Piatra Scrisă a fost transportată la spital întrucât a prezentat fractură de picior, iar doamna care s-a aflat pe traseul din zona Pătrunța nu a avut nevoie de transport la spital întrucât doar și-a luxat piciorul și a plecat ulterior cu soțul cu autoturismul din dotare către casă sau în stațiune unde erau cazați. Serviciul Salvamont din Olănești recomandă plecarea pe munte doar cu echipament adecvat, respectarea marcajelor montane, dar și o informare riguroasă asupra dificultății și stării traseului pe care urmează să îl parcurgeți. În primul rând trebuie să ne informăm despre ce traseu vrem să facem. Trebuie să luăm în considerare pregătirea noastră, în primul rând. Doi, echipamentul corespunzător, o gheată, o lanternă, ceva de ploaie, pentru că vremea la munte se schimbă și trebuie să ne informăm foarte bine despre traseul respectiv. Câte ore, de cum tot, depinde de ce fiți, depinde de ce vrem să facem o zonă montană. Recomandările sunt în felul următor. În primul rând trebuie să ne informăm foarte bine de starea traseului, durata lui și informații despre traseele montane, dificultatea și tipul acestora pot fi cerute specialiștilor din cadrul salvamontului, dar și rangerilor care se ocupă de parcurile naționale din județ.